O întrebări scurte pe final, Adrian. Dom'le, eu nu înțeleg ce se întâmplă cu băiatul ăsta, cu Bauza. Da, Bauza este lovit de ghinioane de când a venit această echipă. Pe nu, penal. e campionul accidentărilor. Da, nu sper să depăie această pasă proastă în care se află din punct de vedere al șansei lui în viață, pentru că în ultimii 2 ani a avut vreo 4-5 accidentări care l-au ținut cam pe timp, o lună jumătate, două, în afara terenului. Da, sincer, nu va... Acum a făcut o foarfecă la antrenament și a căzut în mână și a lăsat cotul. A, din foarfecă? A încercat o foarfecă? Da, era ud pe jos, da, și a alunecat și a căzut în mână și bine că n-au fractură. Cum dar voi, sincer, nu v-ați săturat tot? Adică, cred că te saturi ca investitor, nu știu, zic și eu. Te saturi, dar ce poți să faci? Până la urmă se cunoaște lipsa lui Juan Bauza și totuși este un jucător. Este mecanismul echipei acolo, la mijlocul terenului și poate va trece peste perioadă proastă în care se zice că va avea și el niște... Va avea o perioadă în care va evolua cursiv și nu va mai lipsi din angrenajul echipei, pentru că se vede chestia asta în evoluția unui fotbalist, pentru că tot timpul Bauza a avut o perioadă foarte bună și dintr-o dată s-a dat ceva, ori a avut probleme la picior, ori la, acum e la mână. Da, e de neînțeles totuși, nu? Am întâmplat și la cazul meu, aduc aminte de Florin Cotea, care și-a avut piciorul de mântuire. Da. Când revine Bauza? Sperăm că la meciul cu FCSB se poate evolua. Mi-a plăcut Ibrahim și golul lui, superb. Are clasă Ibrahim. Da, m-am bucurat foarte mult. În plus, pe lângă golul pentru echipă, m-am rugat și pentru Ibrahim, pentru că l-am adus în urmă cu un an de zile din Moldova, la vârsta de 19 ani, unde primitea foarte mult. A fost destul de greu să intre în echipă, pentru că aveam jucători foarte buni de atac. Ușor, ușor începe să evolueze cât mai mult. Exact ceea ce am admirat la el, șutul cu ambele picioare la distanță, că s-au concretizat acum și am scris un gol foarte frumos. Deci e perla voastră? Este greu să spunem lucrul acesta în clipa de față, însă este un jucător de mare perspectivă pe care noi ne vom baza din ce în ce mai mult și asta depinde foarte mult și de cât de serios este și cât de constant va evolua în următoarea perioadă, pentru că are decât 20 de ani, totuși, ori. Da, corect. O ultimă întrebare. Nou antrenor, cum vi se pare? Așa, la prima italianul, la primele impresii, așa, a fost un meci, e adevărat, e puțin. Este un workaholic, să zic așa în engleză, este un om care muncește foarte mult, este dornic să devină un antrenor mare, iar dorința aceasta cerba lui denotă faptul că echipa a câștigat un lider în vestiar. Asta e bine. Bine, Adrian, mulțumim și succes, vă ținem pumnii. O zi frumoasă, la revedere. La revedere.